se anunță o iarnă grea pentru oamenii sărmani și nu vorbim de vreme, ci de vremuri. Scumpirile la combustibil și curent electric i-ar putea lăsa pe bieții bătrâni fără bani de mâncare sau medicamente. Statul le promite românilor din categoriile vulnerabile că îi va sprijini cu bani pentru plata facturilor la energie și gaze. Însă, până vor vedea ajutorul, oamenii caută soluții de supraviețuire. Doamna din imagine este una dintre persoanele care se zbat în sărăcie și numără cu teamă fiecare zi care o apropie de sezonul rece. Să plătesc 2.800.000 factură de lumină, dar ce fac eu? Avem transformator în curte, cine are, ci că nu plătești. Dacă noi n-avem cine să umbli, eu am prima lumină când s-a băgat în satul ăsta aici, eu am băgat. A îndurat mult în viața ei, însă niciodată nu a simțit lipsurile ca acum din cauza scumpirilor. Trăiesc scump. Da. Eu văd atâta pricopseală în România asta, rămând așa, că mă uit la televizor ăsta, așa, arată. E și România e bogată, dar sunt zgârciți. Bătrâna de 85 de ani mai are un fiu alături de ea, în gospodăria din Scărlătești, sat din mijlocul Bărăganului Buzoian. Aici iernile sunt dure, iar oamenii caută de pe acum soluții pentru a supraviețui nopților geroase. Pui plapuma, că de acum să facem focul e greu. Cam dat 15 milioane pe lemne, am adunat toată vara ban cu ban, am luat câteva lemne. Dacă căutăm două focuri, nu ne ajunge o lună de zile. Guvernul anunță că va ajuta financiar familiile cu venituri reduse și bătrânii sărmani să treacă fără probleme prin iarna care bate la ușă. Economia, să pui plapămă de două pe mine, mai ghini. Să pui două plapămă pe mine și să stau acolo. Dacă am ce să mănânc, să mănânc. Dacă nu, să mă vază Dumnezeu. Le vor fi virați bani cu această destinație pe cardurile sociale românilor care au venituri sub 1.500 de lei, venit mediu pe membru de familie. Limita ar putea fi ridicată la 2.000 de lei, a anunțat Marcel Boloș, ministrul investițiilor și protecției sociale. Acest aspect urmând să fie definitivat în discuțiile pe care guvernanții noștri le vor avea cu Comisia Europeană.